un salon de frizerie de mahala. Ambele planuri din dreapta sunt mascate de restul scenii printr-un paravan. Iordache ieșea de pe un scaun și dă un brici la piatră. Și mă cere, mamă cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere de un bărbier. Aici este frizeria lui domnul Aigirimea? Da, poftiți? Barba, părul? Nimic. Atunci poate vă spărați la cap. Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de... De băsea! Știi cum ți-o scoți? Odată, pa! Ei, nu de băsea, sufăr de bătăi. De bătăi? Știi cum le... Ei, lasă-mă pașe, omule! Nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi de inimă. Înțelegi, odată că n-am venit pentru Aleș Veriș. Atunci pentru ce? Am o trebuință cu domnul Aigirimea mea. Nu cumva ești dumneata. Nu, eu sunt calfăr. Domnul nu este aici? Nu, domnule, l-aștept, trebuie să vie foarte curând. Atunci l-aștept și eu. Să poate? De ce nu? Poftiți-vă. Mă rog la dumneavoastră să fac și abonamente. Da, 12 rasuri, 3 franci. Ceva la viva concurența. Să poftească oricare dacă le dă mâna, glumești dumneata. Vine un ras ori un tuns, 25 de santimuri. Cu pudră, unde migdale, livantă. Pentru frezat, spălat, bătături, se plătește supliment. Și biletele de abonament le aveți cu o pecete ca ăsta? Nu, ăsta este din ale vechi. Gândesc că numai ăsta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mur și ai plecat din București. Trebuie să vi-l schimbăm, pe asta le-am tras din circulație. Nu, e altceva cu biletul ăsta. Până acum vreo 3 luni le aveam așa, pentru economie, adică. Punea donnaie pe cetea pe o bucată de hârtie ori de mucava și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cerneală o dungă până se făcea 12. Acum, pentru că ni s-a întâmplat o istorie cu spițer, a hotărât donnaie să le dea la tipografie, să-i le facă cu numere. L-am ras, țac, îi dai numără. Cu un spițer? Ce istorie? Al dracului spițer. Închipuiește-ți dumneata, lua un bilet, îl râdeai, trăgeai o dungă. Să zicem că asta era marți. Bun. Joi, iar o dungă. Sâmbătă, alta. 3 dungi. Marțea era altă, te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trăgeam una. Una și cu una, 2. Joi mai trăgeam una, care va să zică 3. Bun. Marțea era altă, biletul alb. Alb? De tot. Cum asta? Așteaptă să vezi că e frumoasă. A mers așa prins de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Muștirii mulți, la era, să-i tras dunga, te culci pe urechea și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seara vine spițerul. Și nu știu cum din vorbă, era lume multă în prăvălie. Lui Donai se pare că spițerul cere un bilet. Și îmi zice, Iordache, un bilet nou lui domn Frichinescu. Așa-l cheamă. Dar el zice, eu bilet nou n-am cerut, al meu e neînceput. Și scoate biletul alb ca laptele. Mai ce dracul! Ne uităm noi lung, eu și cu Donai, la bilet, pormă ne uităm la spițerul, pormă unul la altul și Donai zice, bine, și trage o dungă. Pleacă spițerul. Zice Donai, Iordache, biletul spițerului e cu scamatorie. Ia să-l ținem noi de scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pe cetea, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui ca cașcavalul prăjit. E sfârșitul sfârșitului ce era. Stai să vezi, al dracului spițer. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineața, altă dungă. Dar acu le însemnam și cu tibiciri pe pervazul ușii. 2. Joi alta 3, sâmbătă alta 4. Joi! Ei, spune odată că n-am vreme de stat. Parcă zice că l-aștept pe Donai. Bine, l-aștept, dar spune odată. Ei, dacă nu mă lași. Joi un raș întuns. 2 dungi. 5 și cu 2, 7. Pe bine, 7 pe 1 și 7. În sfârșit, sâmbătă raz iar. Dau să scriu dungă. Pe biletele 4 și cu racul 5. Pe ușe 7 și cu 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți pe ușe 8 și cu 9.
pe vine 3 și cuna 4. Și pe urmă joi pândește când nu e Donaie în prăvălie și intră. După ce Raz zice, scrie una că am luat bilet nou de la Donaie. Pe ușe 9 și cuna 10. Ei, prin urmare? Ai, prin urmare, ștergea dungile cu doftorii. Cu metaluri de ale lor de la spițerie. Și cum a rămas? N-a vrut Donaie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Donaie, știi, mai galant. I-a luat biletul și vreo 5 franci cât i-avea în buzunar. I-a făcut un moral bun din porc și din măgar, nu l-a mai scos. I-a tras vreo 2 palme și l-a dat pe ușa afară. Pou, ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomădurile, lumemurile de dini. Spițerul, da. Zici că biletele astea le-a tras din circulație de mai bine de 3 luni. Da. Zici că domnul i-a luat înapoi biletul cu scamatoria de la spițerul. Da, da. Ei, spițerul, vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, numai cum bilet a lucrat? Știu și eu. Era peste putință. Atunci ați fi băgat de seamă mai degrabă. Ia aduți aminte bine. De unde se mi-aduc aminte? De mult. Puuu, ce idee. Să vedem. Mă duc. Mă duc numai decât. Spune domnule, că am să-i vorbesc. Viu cât mai degrabă. Pardon, madame. Iordache, unde-i Nae? Nu știu. A plecat de azi dimineață și până acum nu s-a mai întors. Dar trebuie să vie ca să mă pot duce și eu la masă. Am să-l aștept și eu. Dar dacă vine târziu, ce să fac? Să rap de foame? Trebuie să închid prăvălia să mă duc la mâncare. Nu știu. Nu voi să știu de nimic. Oh? Iordache. Ce? Iordache, sunt nenorocită. A simțit crăcănel ceva? Aș, crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? Nae. Nae pe care l-am iubit. Pe care l-am adorat pentru eternitate. Până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit. Ei da, ei ce? Nae mă traduce. Aș. Mă traduce la sigur. Fugi de acolo. La sigur. De 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu. Bibicule, Mangafaua pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singură și ambetată. Sunt foarte robolnavă, vino să-i tragem un chef. Și noi, că nici nu-mi răspunde. Iubește pe alta. Mi s-a făcut semn în cărți ca de mereu. Gând la gând cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde. Aș, nu mai crede mofturile cărților, frate. Trebuie să știu. Trebuie să aflu. Și să vedem. O să fie un scandal, dar un scandal cum n-a mai fost până acum în universul. Aș, nu-i nimica, ți-ai făcut spaimă de gelozie. Un mușchiriu? Poate mă cunoaște? Nu voi să mă compromentez, trec să aștept în odaie. A intrat catindatul, legat cu o basma la fălți. Al dracului mă doare, dar știi cum, lucru mare. Nu mai merge, m-am hotărât, trebuie să o încerc și pe asta. Ia poftiți, ia poftiți. Știi să o scoți, scoate-mă. N-ai idee cum ți-o scoți. Până să clipești din ochi, o dată, pac, ia poftiți, ia poftiți. Of, mersi. Ia poftiți. Ce n-am pus, domnule, ce să-ți mai spui, ce n-am pus? Mi-am tăbăcit gingii. Ce n-am pus? Ce să-i pui, domnule, e o dată fătămată, s-a isprăvit. Picături de rădăcine de clește. Ce n-am pus, în sfârșit, astăzi... M-a învățat unul de la noi, de la percepție. A, dumneata, ești de la percepție? Da, că atindez până la o vacanță. Noi vorba, am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești, între mete parale, neneiac. Da, știi, ori când poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră ca tână. Mai e vorba? Eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratație de amor pe vremea războiului. O iubeam, și ea mă traducea cu un ofițer de itidenție. Și acum? Acum nu spui, că atindez la percepție. Da, că atindez de mult. Știi, că atindez azi, că atindez mâine, o lună, două, trei, un an, bine până când. Nu zic să mă fac ajutor, o registrat, domnule, da? Măcar acolo ceva. Adică să te înainteze? Măcar un copist de clasa a doua. Și acum câte leafă priviți în mână? Păi ți-am spus că sunt catindat. E? Nimic. De 2 ani de zile nimic. Nimic? Nimic. Dar reținere nu vă face? Asta ce-i dreptul, nu. E? Tot e bine. E, ia dezleagă-te. Pentru ce? Legat nu poți. Ce? Pentru că nu poți căsca gura. Pentru ce să cazi gura? Ai minte cum să ți-o scoți. Ce să-mi scoți? Ei, asta îmi place.
Pentru ce ai venit aici? Măseaua? Măseaua? E, da, măseaua, știi cum ți-o scoți? Până să clipești din ochi, o dată, pac, șez. Mersi, așez-o destul. Păi trebuie să stai jos ca să am loc în sus, să trag de-am picioarele cu. Nu mai scoți. Mi-a trecut. Cum ți-a trecut? Ți-am spus că m-a învățat unul de la noi, de la percepție. Zice că a citit în cartea lui Matei. De la Matei citire? Evanghelistul, ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia și face și băbsea pentru păr. Să zicem că mă doare. Întâi rabd cât pot. Pe urmă, pui doftorii. Pe urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbia să mi-o scoat. Bun. Cum intru? E prin urmare. Cum intru, zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o! De par exemplu, adineaori la dumneata. Dumneata nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau o vorbă. Mai de una, mai de alta. Dar când intru, simt odată ca un cuțit cald și pe urmă rece. Pe urmă, din vorbă în vorbă, vii dumneata sub firugul cu cleștele. Atunci odată simți iar un cuțit rece și pe urmă numai decât cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi, dumneata, pe semne, nu știu cum devine careva să zică de este a naturii lucru ceva, că măseaua în interval de conversație, de frică treci. Pii, a dracului italian. Fugi, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate, că trebuie să aibă o bază? Măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel? Ori să-mi spui dumneata că Matei, ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc. Te-a învățat adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici numai așa la un capriț că e soare și să nu te ude. Auzi, dumneata, mofturi italienești. E, așa e, decât n-are a face cu măseaua. Ba, prea are a face. Ba, nu. Ba, da, tot lucru naturel. Ba, nu. Hai! Ce? Ia lapca, dar rău, rău de tot. Vezi vorba mea, știu eu. Știi să o scoți, scoate-mi-o. Șez. Adu creștele. Zic că te-a ciupit un purice. Odată, pat. Mi-a trecut, ai văzut vorba mea, știu eu. Al dracului italian. Salutare, neică și mersi. Stai, domnule. Nu mai poate târziu, am treabă la cantinerie. Am o groază de avizuri de făcut. Salutare, neică și mersi. Așa, haplea mai rar. Ce dracu face domnule, de nu mai vine, sunt aproape de 12. Mă leșin de foame. Mița o uitasem. N-a venit n-ai încă? Uite ce e cu Mița, dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă repez aici aproape să-mi buc ceva și mă întorc numai decât, nu-i așa? Poți, te duci. Da, nu pleci, să nu rămâi prăvălia singură. Ți-am spus odată, îl aștept până mâine, până poimine, până o veni. E, atunci mă duc, mă întorc la moment. Să-l aștepți, da, să-l aștepți. Trebuie să vie. Să mă traducă pe mine n-ai și să nu-mi răzbun? Peste poate. Mă rog, domnaie, n-a venit încă? Un muștiriu. Nu, domnule, și eu l-aștept. Dacă poftiți dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul. Mersi, madame. Urățică, dumneavoastră sunteți rudă ori consoarta dumnealui? Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt, adică i-am fost, amică. Am venit pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere. În amor? Da, în amor. Ca și la mine. Ca și la dumneata? Cum? Mi se pare, adică nu mi se pare. Sunt aproape sigur că sunt tradus. Ca și mine. Și numai domnai poate să mă pui pe urma celuia care a devenit în chestiune. Dar n-are să-mi scape, sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească. E spițer? Da, desigur, spițer. Aflați-mă din ea oricum îl cheamă, de la băiatul de aici. De la Iordache? Da, îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la dovezi. Pentru că am dovezi, niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina. Didina? Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar. Fiindcă până să nu o cunosc, am fost tis de vardiști la Ploiești. Și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit. Mie îmi spui ce-i gelozia. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți! Nu, azi noapte n-a devenit din gelozie pentru că nu începuse încă chestia.
Am jucat la podul gârlii conținea cu niște papugii până la 6 azi dimineață. I-am ras. Să nu te bucuri. Și eu câștig la conțină, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor. Așa, la mine nu e noroc, e știință. Îi iau la sigur. Poate să am o goană nebună să pierd. Eu joc conțina oarbă cu fantele și am eu merichezul meu. Proare cărțile ți-o în stânga și eu cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă pentru altă ocazie. Azi noapte i-am stins. Nu mai vine naie. Astfel, dar azi dimineață conița mea pe la 6 ceasuri mă întorc acasă la dedina. Bată în ușă, se scoală somnoroasă și îmi deschide. Era încă întuneric. A prins lumânarea. Dacă îmi viu prea târziu, e întotdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și taci. Zic eu în gândul meu, e supărat. S-o las să doarmă. Când o vedea mâine dimineață că am câștigat 3 poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văd jos lângă meșoară 2 hârtiuțe. Mă plec, cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec, le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizăria model al lui domn Naigiri mea. Naigiri mea? Da. Și un bilet de amor de la o damă către Bibicu ei. Bibicu? Da, către spițerul. Să vezi cum am aflat pe urmă că e spițer. Bibicu s-ar putea? Cum am citit hârtiuțile și am văzut pecetea pe bilet frizăria model Naigiri mea, mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit binișor. Didina a dormit iar. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici este frizăria. Am venit. Domnai nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de astea... În sfârșit? În sfârșit, ce să mai lungi vorba degeaba, conița mea, spițerul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițărie. Am spus că aveam ceva scris pe el și să aștept cu un fel de asenție. Și că aș vrea să știu ce era scris, să poate. Și spițerii, nu știu ce a făcut, ce a turnat pe bilet, mirosea aspir de țiperic. Și în 2 minute a ieșit iar dungile la loc. Să fie cu puțin. Le-am numărat. Sunt 55 de dungi. Aspițerul Michel! L-am prins mai rău decât domnai. O să-i dau o curățenie, să-i rup șalele. Să fie nai? Oh, ce răzbunare ar fi. Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicu? Da. Și este iscălit de cine? A ta adorantă Mița. Mița? Dumnezeule! Ce? Domnule, ești sigur că e spițer? Firește, mai sigur se poate. Biletul era alb. Spir de țiperic și odată 55 de dungi. Le-am numărat. Poftim să le numere și dumneata. Și ai venit aici pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere? Da. Eu am o presimțire. Care? Cum este amanta dumitale? Cum să fie, adică? De roșu, de ghindă, de tobă ori de verde? De verde. De verde. Da. Și ai la dumneata biletul către Bibicu pe care zici că l-ai găsit în odaia damii de verde? Da. Asta-l văz de grabă. Ia câtă-l. Am să-mi răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite. Spune drept, biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură? Pe onoarea mea. Uită-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafaua pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singură și ambetată. Sunt foarte robolnavă, vino negreșit, am poftă să-i tragem un chef. A ta adorantă Mița. Ai văzut biletul? Acum uită-te la mine bine. Ei. Ei. Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta. Se poate? Da, se poate. Și omul care a fost la didina dumitale este amantul meu. Amantul dumitale? Spițerul? Ce spițer? Nu-i spițer. Trebuie să am o explicație. O să-mi răzbun. O răzbunare teribilă. Amantul dumitale? Trebuie să-l știu și eu. Trebuie să-l văz. Eu nu mă mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie ca să-mi răzbun eu. Jur să ne răzbunăm împreună? Jur! Paramițo, ești aici? Vine! Nae? Domnai? Pardon, vine Crăcănela domitare. Viu într-un suflet de la birt din colț. Crăcănela a intrat în birt, a întrebat de prăvălia lui domnai Giremea și băiatul a îndreptat aici. Ascunde-te, iute, vine, trebuie să fie la ușe. Crăcănel, ce caută? Treci de grabă, nu de aici. Te duci? Da! Când o plecat, dăm de veste, fă-i vând de grabă. Vine, dar chestia noastră cum rămâne? Mai vorbim noi? Ciudat lucru. Să fie vreo moftangioaică. Mă rog, cine e persoana asta? E o damă.
Bine, damă, o văd eu că e damă, dar cine e? Las că spui eu. Mă rog, aici este domna frizierul. Aici este, dar nu e acasă. Dar, mă rog, se întoarce. Cine-i domnul ăsta? Lasă că spui eu. Aud? Nu crezi să întoarcă așa de grabă. Dacă aveți trebuințe chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți. E, în sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vie. Așteptați degeaba, domnule, vine foarte târziu. De unde știi? Poate vine mai curând. Cum dracu să-i fac vânt? Dacă spune odată omul că vine de seară... E, poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai un ceas și stai cinci. Ei, de ce adică să nu pleci odată pentru șapte și să stai numai un? Crăcănel se gătește în fața unui oglinzi, își piaptănă barbetele și chelie. Ia o gazetă și se pune pe citit. Iordache și Pampon dau de numeri. Pampon scoate o pereche de cărți și începe să se joace cu ele pe genunchi. Fă-i vânt! Nu echip, zice că vrea să aștepte. Ce dracu caut aici? Serio? Caută pe Donnaie. Nu înțeleg. I-am spus că Donnaie vine diseară și tot zice că l-așteaptă. Ah, stai că ia-mi-o leacu. Domnul ăla l-a dus? Nu, e aici. Să mă aștepte. Bate minușe când le exoflisi pe Crăcănel. Îl exoflisesc eu acum, să vezi. Dama a zis să aștepți. Bine. E, porile Donnaie nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia, am treabă să mă duc în târg. A, închis? Atunci dacă a închis, trebuie să mă duc și eu. Firește că trebuie să te duci. Nu o să te încui aici. Dacă e așa, salutare. Mă întorc eu mai târziu. Cu plecăciune. S-a dus. Uf, al dracului dobitoc. De ce muștirie am eu parte astăzi? Mă rog, cine e negustorul ăsta? Urâtul ăsta? Este amantul damei de colo. Amantul damei de colo? Da. Care a vorbit cu mine, adinea urbița? Da, da. Bibicul ei! Ăsta e bibicul! E, da, frate, când îți spun odată, este amantul damei de colo. Ce te prinde mirarea? Am pus mâna pe bibicul! Nu las nici mort! Nici mort! Ăsta este nițel ca înțignit. De ce muștirii am eu parte astăzi? Frumos carnaval! S-o scos pe Mița! Donnaie, în sfârșit, credeam că nu mai vine. De ce? Te-a căutat o aici. La cine? Unul nu știu cum îl cheamă, ălălalt era Crăcănel. Crăcănel? Și Coana Mița e aici. Mița aici? Nu i-ai spus că nu sunt acasă și că viu târziu? Da. I-am spus, dar a zis că te așteaptă până mâine, până poi mâine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-a pucat să-mi se gust de două ori și hop, Crăcănel vine în birt și întreabă pe băiat unde e frizeria modelului Donnaie. Am alegat de grabă să dau de vieți de Coana Miță. Era aici și negustorul ălalt, zice că are un bilet de abonament să-l schimbe, ori să te întrebe ceva, în sfârșit nu știu bine. Care va să zică Mița e aici? Aici, bibicule! Ce, îți pare rău? Să-mi pare rău? Cum să-mi pare rău? Se poate? Trimite de aici pe Iordache, am să-ți spun ceva între patru ochi. Auzi? Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui Donnaie în secret. Mă duc să-mi strovesc porția de varză. Pentru ce încuioșă? Poate să vină iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți spui ceva în liniște. Nai, bibicule, nu mă mai iubești? Ei, na, de unde ți-a mai venit și asta în cap? Pentru ce n-ai venit alaltări seara când ți-am scris? Eram bolnav alaltări. Minți! Ai primit biletul meu? Da. Unde mi-e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știu eu unde l-am pierdut, dacă știam că îl pierzi, firește că nu-l pierde. Nu știu unde l-ai pierdut. Bibicule, bibicule! E? Vezi tu sticluța asta? E ce? Știi ce are înăuntru? Cerneală. Nu cerneală, noică. Vitrion englezesc. Vitrion? Ești nebună? Da, vitrion. Ți-e frică? Firește că mi-e frică, na. Pentru ce, dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrionul. Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face? Ba da! Pârlește, năică, arde, bibicule, momentan, tot, tot și mai ales ochii. Dă-mi sticluța. Aș. Pentru ce să-ți iei asemenea lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Nu trebuie. Pentru ce-ți trebuie? Pentru ce? Pentru dumneatale, musiunăică, și pentru didina dumitale. Care didină? Tu știi ce spui. Știi și dumneata mai bine decât mine, nu umbrela cu mofturi șarlatane. Care didină ai?
Didina pentru care mă traduși pe mine! Didina pe care o iubești! Didina la care ai fost azi noapte, mizerabile! Nu e adevărat, am stat acasă bolnav. Minți! Adineaur spuneai că nu știu unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu. Biletul meu l-a găsit în odaie la Didina dumitale, respectivul ei. Respectivul Pambon! Vezi, vezi, știi cum îl cheamă? Da! Un înalt, bărbos, fioros, cu care o să ai a face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu! Fidelul meu amant! Căruia eu i-am fost întotdeauna fidel! Ce ai făcut? Pambon te caută să te omoare! Ha, dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu! Eu! Pe Didina, pe tine și pe mine! Mițoneică, vino-ți în fire! Lasă-mă, lasă! Nu te las, pentru că te iubesc! Numai pe tine te iubesc, numai pe tine! I-a găsit buzunarul, a luat sticluța. Înțelege că e încurcătură la mijloc! Mi-ai pus pe nebunul de Pampon în cap! Dumneata ți l-ai pus! Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal, da! Pentru că m-ai uitat pe mine, l-ai uitat pe toate! Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană, că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie. Ai uitat că sunt ploieșteancă, da, ploieșteancă năică. Și am să storn o revoluție, da, o revoluție, să mă pomenești. Nu fi nebună, ce o să faci? Ce să fac? Mi-ai furat sticluța, scamatorule! Te-am sticluța și-am plătat, mizerabile, infame! Facă cineva! Deschideți! Deschideți de grabă! Nu vei deschide până nu-mi dai sticluța! Bine, cred că ne-am turbat, s-a făcut scandal, l-a bătut ălalt care era aici. Ascunde-te, nu bine! Nu mai vreau să știu de nimic, să-mi iau cine! Voi scandal, voi să mor! Se repede să iau un brici. Haide dincolo să-ți dau sticluța! Fugiți! Iacă-te-l, fugiți! Haide! Crăcănel intră furios cu pălăria stricată și tăvălit. Da! Asta nu! Asta nu poate să mă ieșos! Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule! Ce, domnule? Domnule, Alineau, știi că am plecat aici? Da! N-apuc să ajung în colț și auzi pe urmele mele! Psst, psst, Bibicule! Pe mine mă cheamă Telemac, Machi, nu mă cheamă Bibicu! Îmi vânz de drum, iar! Bibicule, eu merg înainte, că mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de guler. Mă întorc, zice, te faci că nu auzi, Bibicule, ai? Eu zic, nu mă cheamă Bibicul, domnule, mă cheamă Telemac, Machi. Bibicule, zice el deodată, ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar aia face acum cu un bărbat. De multe caut, aveam să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până una alta, ca să știi cu cine ai de-a face, poftim o arvună. N-apuc să răspunzi, domnule, și șar, par, tros, plas, patru palme! Întrutește pălăria, mi-o aruncă încolo. Până să mă aplec să o ridic, infamul, se sui într-o trăsură și pleacă. Chiam sergentul nimeni. Ah, dar trebuie să știu cine este dobitocul ăsta smitit. Trebuie să știu cum îl cheamă. Știu eu cine era? Este mizerabilul care era din aici cu dumneata, că n-am venit eu. Nu știu cum îl cheamă. Trebuie să știi, trebuie să-mi spui. Nu plec de aici până nu aflu. Chem poliția! Fac scandal! M-a apucat rău! Și ai venit iar la doctoria lui Matei. Nu mai merge, tânărule! Domnule, înțelegi o dată și spune-mi... Ce, ce, domnule? Domnule, un dobitoc, un infam care era din aici, m-a insultat cu palme pe mine, Maichi, ca drept bibic. Pampon a fost. Treci dincolo, i-a venit rău nebunii. Ce? N-a dat ce poftești? Știi s-o scoți, scoate-mă. Șeți! Domnule, n-am vreme de stat, spuneți-mi cum îl cheamă. Nu știu, domnule, de unde vrei să știu numele la toți mușterii? A, din fund de tot, desleagă-ți. Aha! Bibicule! Iar dumneata! Nu mai s-o văz, n-o scoți. Domnule, mă cunoști dumneata pe mine? Cum să nu, Bibicule? Ajutor, poliție! Vardiș! Ce zbinișor! I-a venit pandoliile, era să-și taie gâtul cu briciu. E nebun, ajutor! Poliție, Vardiș! Hai, Bibicule! Mișca! Mi-a scos alta măsea nevinovată, domnule! O sală de o parte a unui bufet într-un bal mascat de mahala. În scenă mese pentru mâncare. Se vede în fund mișcarea balului.
Catindatul în costum și cu masca scoasă șa de la masa din stânga și bea rom cu un păhăruț. Keller! Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Matei, nu știu ce, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Bine. Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți trec? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Da, magnetizează-te strașnic, cu Jamaica. Și mă magnetizez. Fuh, car. Bine. Nenea Iancu, săracu, dacă ar ști cum mă magnetizez și unde... Scoate de sub costum din sân o scrisoare și o citește cu chef. Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile. Te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie, măgarule. Mie adică-mi scrie nenea Iancu. Socoteala și în curom, ăsta e al patrulea. Ba, al cincilea. Ba, al patrulea. Al patrulea l-ați băut și cu unul care îl comandați acum, cinci. Așa cu ăsta acum, da. Calmi, lucrează magnetismul. I-am dat de lec. Vezi ce e când nu știe cineva? Era aproape de mintea omului. Durerea devine din măsea. Măseaua devine din răceală. Răceala devine din frig. Din cald devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul. Arde foc. Calmie. Un rom și țal. 5 romuri, 1 și 50. 6. Nu, 5. La 6. 5 cu ăsta care l-am băut și cu unul care să mi le aduce acum, 6. Nu creează strașnic magnetismul. Și am să tachinez asta seara. Dar am să tachinez. Pe toate am să le tachinez. Merge ca în șofăin la oglindă să-și treagă miza. Strașnic de calf. Didina intră prin fund. E în costum de polonez. Cazacă cu brandeburguri, mântăluță cu blană, pantaloni în cisme cu carâmb, în cap căciulă poloneză cu un pompon mare. Băiete! Îți scoate masca și se șterge cu batista. Vinei! Catindatul își pune masca. O mască, am să tachinez! O bere! Vinei! Didina, care a observat pe Catindatul, se întoarce cam cu spatele ca să nu-i vază fața. Catindatul bea rom, suflă mereu de căldură și se uită când pe o parte, când pe alta, la Didina. N-a venit n-ai încă. Scoate o scrisorică și o citește. Preiubita mea Angelă, s-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia noastră prin respectivul tău pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară ca să-ți spui cum curge în defavor toată intriga asupra romanțului nostru. Să jur că devine ca la teatru, pentru care nu cumva să lipsești de seară de la bal cum ne-a fost vorba. Trimite-l pe pampon să joace conțina și vină negreșit. Al tău, adorant până la moarte, Naie. 12 aproape și nu mai vine. Bunzor, mască! Am să o tachinez? Ce mai faci? Didina și-a pus masca. Bine, mersi. Uite, bea o bere. Dar, dumneata, ce faci? Eu, bine, mersi, mă magnetizez cu Jamaica. Îmi pare bine. Și mie numai puțin parol. A dracului știu să le tachinez, eh? Să-l mai caut în bal. Ce, te duci mască? Da, mască, mă duc. O bere, o plătesc. Și mie o Jamaica. Nu mai stai în fel să mai beau numai un magnet și pe urmă te joc. Nu, mersi. Să te joc o conțină oarbă. Conțină oarbă? Să mă fi cunoscând? Pe două consumații și o guriță. Mazu, strașnic tachinez. Mazu, m-a cunoscut. Didina iese repede. Ieșind, pomponul de la căciulă cade în scenă. Strașnic am tachinat. Puh, și mi-e cald, mi-e cald, mi-e foc de cald. Ia că... i-a căzut polinezului istoria de la căciulă. Acum să vezi cum o tachinez. Acum să vezi cum am să o tachinez. Crăcănel în costum de bal intră din bufet. Îl cheamă Iancu Pampon. Îi mai zice și conțina cu 5 fanți. A fost stis de vardici de noapte la Ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat, dar precontează pe una de Dina Mazu, ex-marșandă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă aici. Trebuie să fie aici. Am mințit pe Mița că mă duc la Ploiești și am venit.
Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva și să afle Mița cum e ea geloasă. Am zis o bere. Bine. Ah, asta nu poate rămâne jos. Eu când îmi trage cineva palmii, eu turbez. Cu dinții la puc, nu-l las nici mor până nu-mi spune pentru ce. Pentru ce mi le-a tras? Să știu și eu, pentru ce. Trebuie să-mi spuie Michelul numai decât. Ah, dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mascat, ah, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la urechi: eu sunt Bibi cu Nene, Iancule, nu mai poftești? Să poftească în bal să-mi tragă. Nu, să poftească mizerabilul. Își face o țigară și o aprinde. Didina intră urmărită de catindatul. Cineva își pune masca. S-a hotărât? Nu poate scăpa de dobitocul ăsta. Mă cunoaște. Mască, nu te las, trebuie să facem o polcă. Mersi, mască, nu joc. Fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine. Prașnicle, tachinez. Te-am spus odată că aștept pe cineva. Ce, adică eu nu sunt cineva? Ba da, decât aștept pe cineva să mă duc acasă. Dar ce, eu nu te poți duce acasă? Ăsta să fie, că prea e obraznic. Vai de mine, mi-am găsit pe loc, dumneata, am scos sufletul. Ce să fac, cum să scap? Ah, mască, am să te rog ceva. Așteptă-mă un minut aici, mă întorc îndată. Da, te-ntorci? Mai e vorbă. Să te-ntorci, să nu pleci până nu ne vedem, că ai pierdut ceva. Eu? Da, acum să tachinez. Aș, moftur. Zeu, cum ai venit, ai? N-ai venit cu pampon? Da, ai? Vrei să te duci fără pampon? 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 Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul să-mi piarză urma. Iese repede. Catindatul se repede să iasă după ea. Crăcănel îl urmărește. Îl apucă în ușe și îl trage cu putere înapoi. Eu sunt Bibicu, Nene Iancule. Eu, Nene Iancu, fugi de acolo. Eu sunt Bibicu, Nene Iancule. Nu mai poftești? Poftim de. Ba nu, nu, ia, poftim. Ce să poftezi? Știi că ești curios, dumneata? Eu sunt Bibicu, Nene Iancule. Bine, dumneata, poți să fii Bibicu, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt Nene Iancu. Nene Iancu e frate meu. Atunci Nentu Iancu al dumitare este o canalie. Dar pentru ce, domnule? Asta mă privește pe mine. Mă privește familia, să mă ierți. Și l-aștept aici pentru ca să-l iau de timp și să am o tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da? Pentru ce? Aș, îl aștept degeaba. Nene Iancu e la Ploiești. Mofturi, e la București. Nene Iancu la București? Da, și are să fie aici. Îl aștept. Nene Iancu să fie aici, m-am topit, sunt nenorociu. Și o să fii față și dumneata la tălbăcire. Am să te pui față ca să vezi și dumneata pentru ce Nentu Iancu al dumitare este o canalie. Nene Iancu, vine Nene Iancu și ăsta cum mă cunoaște o să mă spuie, o să mă puie față. Trebuie să-mi piază urma, trebuie să-mi schimb costumul. Fuge să-i dea de știri lui Nentu Iancu, trebuie să-l țiu de scurt. Mița, în domino albastru cu flori, intră și scoate masca. Nu e, n-a venit încă, îl cunosc. Are numai două costume, un cazac și un turc. N-a venit. Trebuie să fie dusă și ea pe individa. Trebuie să vie împreună. Oh, să vie, Dumnezeule. Jur pe tot ce mi-a rămas mai scump. Jur pe Statua Libertății de la Ploiești, care să fie o istorie. Ah, gelozie. Am să-l omor. Bine. Un vermult. Bine. Voi să beau, voi să beau, căci nu e în lume altă durere decât durerea ce simțesc eu. Mița bea paharul pe nerăsuflat. Așa, să vii acum. Își pune masca. Iordache, în costum de turc, vine suflând la masa din stânga. Uf, am asudat, trebuie să mă dau la o gargariseală. Turcu? N-ai. Naie, eu sunt Mița. Îți scoate masca. Mița, Coana Mița, sunt eu, Iordache. Îți scoate și el masca. Naie a venit? Nu, n-a venit. Minț, a venit, ha, v-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birge. A venit? E aici? E cu ea? Spune, nu minți? Da, da, a venit, da, a venit și Crăcănel. Își pune masca. Crăcănel? Aici, Crăcănel? Își pune și ea masca. Nu e adevărat, m-am gafai la Ploiești. Ba-i prea adevărat. Crăcănel intră prin fund și vine țintă la Iordache. Eu sunt Bibicu, Nene Iancule. Eu sunt Bibicu. Nu mă cunoști? Poftim de. Ia mai poftim de. E Crăcănel? Îmi cunoaște dominul? Trebuie să mi-l schimb numai decât. Nu răspuns?
Nu poftești, nene Iancu? Dar eu nu sunt nene Iancu, eu sunt nene Iordache. Pe nene Iancu caută-l în bal. În bal? Un nene Iancu trebuie să găsești în tot balul. Îți scoate masca. Naie intră în costum de cazac. Iordache! Îți scoate masca. Aha, bine că vei ști cine-i bal, Iaghici. Cine? Mița. Mița? Și Crăcănel, ferește-te, Mița te caută. Cum să scap de republicana asta? Nu o găsesc pe Didina să plec. Peste puțin să se găsesc alt costum. Bibicul o să mă dea de golul neleacu. Îți scoate masca. Puneți masca. Iordache și Naie își pun masca. Și m-am magnetizat. Lucrează magnetismul, nu mai poți de cap. Îl cunoști? Tinerul cu măseaua. Bună idee. Mască, mă cunoaște? Nu. Pare rău, v-aș fi rugat ceva. Ce? Să-i scoți iar măseaua. Cu plăcere, Neică, dar n-am ostrumentele. Ce ostrumente? Pentru măsea. Și ăștia sunt bărbiri. Aș, măseaua nu mai scoți, am dat alea. Căldur cu magnetism de Jamaica. Ala-i bun. Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bar și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă cunoască. Ce-i de făcut? Știu eu și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată... Nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal. Nu, voi să plec, voi să mai tachinez, voi să mă magnetizez, bine. Am eu o idee. Ce idee? Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop ori particulere? Particulere? Și am eu tot particulere. Haide să le schimbăm. Și apoi să mai poftească Bibicu să mă puie față cu nenea Iangu. Faină idee! Bravo! Haide! Haide la grandirop, la cabinet de toaletă! Pampon, în costum, intră din bal. Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșeală cu Bibicu, cu amantul femeii ălia. Astă seară la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. I-am cunoscut slova. E slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să viu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la mătușică sa. Merg de grabă acasă, Didina nu e. La mătușică sa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, îi trag două perechi la poliție și pe urmă o supun la intrigator. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici, în bar este. Cu el, cu Bibicu. A, Bibicule! Ai scos o femeie din minți! Femeie, ochi alunecos și inimă zburdalnică. Astă dată n-ai să scapi. Am să-ți rup șarele! O mastică. Vine? Nu pot să dau de nene Iancu și l-am pierdut și pe frate-su. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văz întâi. Eu sunt Bibicu. Bibicu? Da, Bibicu, nene Iancule. Scoate masca. Nu mai poftești? Care va să zică mă căutai, Bibicule? Da, nene Iancule. Și eu te căutam, Bibicule. Scoate masca. Să nu tai, să nu tai, că fac scandal. Chiar poliția. Stai să ne deslușim. Mișerule. Să ne deslușim, ai? După ce mă ataci la sacul meu, amor! Amăgești o ființă nevinovată, o femeie! Femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică! Eu amăgesc o femeie? Eu nu am amăgit nicio femeie. Ele m-a amăgit pe mine. Și multe, nu știu nimic la sufletul meu. Minți! Nu minți! Nu o da, nu o da, te fac scandal! Să ne deslușim, e încurcătură la mijloc. Spune care femeie? O știi bine, Didina! Nu cunosc nicio Didină. Pe amanta mea o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dar ca un mișel ce ești, nu te-ai mulțumit cu amantă. Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai nenorocit. Nu e adevărat. Am dovezi? Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizărie. Nu e adevărat. Eu nu mă raz cu abonament. Eu mă raz la cart. Și un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Îți spui eu că e încurcătură. Nu e nicio încurcătură, mișelule. Amanta ta, Mița, îți scrisese de miercuri că te așteaptă, că Mangafaua pleacă la Ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da. Și tu, Bibicu, în loc să te duci la ea, o părăsești, te dai furiști la amanta mea, la Didina. O să-ți rup oasele! Stai! Să nu dai că fac scandal! Mi-e frică de o nenorocire. Da? Să-ți fie frică de o nenorocire.
Pentru că pe cum ai vrut tu să ne norocești pe Didina, o femeie! Ochea lui Necoș, inima zburdalnică. Asemenea să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai, stai, omule, pentru Dumnezeu. Nița, Miercuri, Ploiești, Mangafaua. Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi biletul. Eu am fost Miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință Mița a opta. Arată biletul. Ia câte-l biletul. Ah, vrei să mă înșel? Mița m-a tradus. Apă, 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 apă. Mangafaua eu, eu sunt. Mangafaua? Da, Mangafaua eu. A opta oară tradus. Este cu putință, domnule. A opta oară? Nu ți le mai spui pe alalte că sunt halimale, domnule. Numai una să ți-o spui, al șaptelea caz de traducere, în vremea războiului. Un muscal? Nu m-ar fi costisit atâta să fi fost cu un muscal, fiindcă eu eram de la început pentru convenție. Știi, muscale luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu un neamț, domnule. Un neamț? Fă-ți idei, domnule, ce traducere! Și? Am plâns cum plâng și acum, căci eu ți-o mul amor. Am plâns și-am iertat-o. De urmă am prins-o iar și iar am plâns și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa, cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba dumitale, femeie, ochea lunecoș. Inima zburdalnică. Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei, acasă. Intru în sală, deschiz ușa iatacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni. Inima începe să-mi bată rău. Aprins lumânarea și ce găsesc pe masă, domnule? Ce? Un răvășel. Maiche, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneatale. Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria. În Bulgaria? Ce căuta neamțul în Bulgaria? Nu știu. Ei, ce te faci, Maiche? De desperare, ce am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă ai să mă fac martir al independenții și m-am înrolat de bună voie. Volintir? În Garda Națională, știi? Pentru ca să mai uit focul. Și închipuiește dumneata acum și Mița. Și Garda Națională s-a desfințat. Care va să zică este un bibicu? Ai să înțelege, n-ai văzut biletul. Care va să zică este un bibicu care devine în chestii de traducere și pentru mine și pentru dumneata? Firește! Nu mai plânge, nu șa de frumos! Un volintir ca dumneata! Dacă nu pot să mă stăpânesc, mi-e naturelul simțitor. Trebuie să-l găsim! Nu plânge, nu-i frumos! Un volintir! Trebuie să-l regulăm pe bibicu! Auzi, dumneata! Două! Cum să-l găsim? Îl găsesc eu, n-ai grijă. Eu știu politica poliției. Nu plânge, ești politic. Bibicul nostru e aici în bal. Dina mea este aici în bal. Poate și Mița mea? Da. Da? Adică nu. Îmi spui și ce-ți pasă, vino cu mine. Nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum îl înhați eu. Haide, nu plânge, ești volitiv. Pune-ți masca și haide. Mița, Mița. Nu, o mai iert acum. Dar dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât mă însor. Haide, nu plânge, ești volitiv. Și niciun cuvânt. Bibicule! Intră Mița în costumul polonez al Didinii, scoțându-și masca. Ce dracu caută Crăcănel aici? Mă minte că se duce la Ploiești și vine la bal? Nu cumva Mangafaua să are garduri. Ori a simțit ceva. Mi-am schimbat costumul la grandirop. Nici el, nici Ordache nu mă mai poate cunoaște. Danai e năică unde-i? Unde-i pârlitul de pampon? Iordache intră în costumul de cazac al lui Naie.
N-ai, să vedem. Își pune masca. A dracului istoria să iasă. Crăcănel aici, pompon aici, Miță aici. Nu mai dar fi plecat N-ai și Didina. N-ai? Scoate masca. Hai, fugi ca mor, Miță. Unde pleci, mizerabile? Iordache face semn că merge în bal să danțeze. Nu vrei să mă cunoști, năicai? Nu vrei să-mi vorbești, fugi de mine. Iordache se smucește și vrea să plece. Mișelule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc. Mizerabile, ai gândit că dacă mi-ai luat sticluța cu vitrionul, n-o să mai găsesc alta. Ți-am făgăduit să-mi răzbun și... Ia, păi dacă iei pe coarda vitrionului, nu-mi place. Îți scoate masca. Nu sunt naie, ce poftă, sunt Iordache, na. Care vreau să zic că v-ați schimbat costumul ca să mă jucați pe degete. Și-a crezut domnul Naie că scapă cu atâta de mine? Unde-i Naie? Trebuie să fi plecat de mult din bal, nu l-am mai văzut. Și-a plecat și cu cheia pe mine, m-a lăsat pe din afară. Pampon și Crăcănel se arată în fund și privesc ce-a... Oh, mizerabilul, mizerabil. Mița vede pe cei din fund și-și pune iute masca, Iordache asemenea. Costumul polinez, e Didina cu Bibicu. Cu Bibicu? Pe el! Iordache vrea să plece, Pampon îl apucă de o parte, Crăcănel de alta și îl readuc târâși în scenă. Unde-ți-oși, Bibicule? Stai să te judec eu, Bibicule! Nu mai cheamă Bibicu, mă cheamă Iordache! Pampon, ești aici? Dată figura la o parte și iar se maschează. Persoana în chestie e Mița? Lasă-mă, domnule! Stai aici! Nu e Bibicu, este Iordache. Bibicu, traducătorul, este îmbrăcat turc. Turc? Turcul care ne-a tachinat adineuri. Înțelegi o dată, domnule, că nu sunt Bibicu. Ce ești turbar? Vrei scandal? Da, vreau scandal! Lasă-l, nu e ăsta, am greșit. Bibicu e turcul. Turcul care ne-a tachinat adineuri. Turcul? Haide după el. Dar dama asta cine e? O damă. O damă? Bine. Hai după turc. Pleacă întâi punându-și masca. Nu cumva să-i spui lui Crăcănel? N-ai grijă. Hai după turc! Își pune masca. Hai după turc! Didina în domino roșu și Nai în costumul de la început al catindatului vin din bufet. Da. Când am venit adineauri în bal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă Didina Mazu, știe de Pampon, știe că zice lui Pampon conțina cu cinci fanți. În sfârșit m-a cunoscut bine. De-aia mi-am schimbat costumul. Haide, noi să mergem, mi-e frică. Da, haide să mergem, e târziu. Tot aici sunteți plecați de grabă. Crăcănel, Pampon și Mița, toți trei vă caută să facă scandal. Fugiți! Haide! Își pune masca. Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bar. Își pune masca. Nu se poate, altă ieșire nu-i. Haide! Își pune și el masca. Intră catintatul cu o mască pe care o aduce cam cu deasila la braț. E cu chef. Așa sunt eu. Ah, uite și prietenii. Dracul să te ia. Lasă-mă. Cine e ăsta? Așa sunt eu. Când mă magnetizez, mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril. Ia că mi-am găsit viza vreau. Haide. Ce vă duceți? Nu se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadril. Mersi, drăguță, ne ducem acasă. Acasă cu costumul meu nu se poate. Dacă vă duceți de mine apoi costumul, trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul. Ne mai întârzie dobitocul. Ei, schimbă costumul și pace. Nu se poate, o să ieșim prin bal. Mița cunoaște costumul. Ce-i de făcut? Spune-i că mai rămânem și ne strecurăm binișor și ieșim. Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem! Să mai rămânem! Să mai rămânem! Așa da, hai să facem cadril! În bal? Nu merg în bal! Atunci aici, sunt magnetizat, am poftă de cadril să-mi fac vânt. Unde e nenea Iancu să mă vază? Jucați-l o figură două până uite de costum și pe urmă o ștergem. Ți-am spus că mi-e frică să nu mă vază bărbată. Parcă mie nu mi-e frică de nenea Iancu. Masca se smucește, scapă și fuge. Atâta pagubă! Ia, ce faci? Își pune masca pentru danță. Ei, ai, haide! Naie dansează cu Didina. Catindatul cu Iordache ca damă. La a doua parte a figurii contra dansului apar în fund Pampon, Crăcănel și Mița mascați. Ia ca turcu! La sfârșit! Mița! Crăcănel! Toți trei coboară melodramatic în fața catindatului. Figura dansului se sparge. Mița a scos din buzunar sticluța și pândește. Jos masca! Pentru ce? Până aici a fost, Bibicule! Iartă-mă, Neneiancule, nu mai fac! Nu, no, mizerabile! Decorul actului întâi, întocmai. În scenă, întuneric adânc. Didina, Naie și Iordache, în costumurile de la bal, mascați, intră gâfâind. În sfârșit am ajuns.
aprinde o lampă. Ne urmărește. Trebuie să ne urmărească. Iordache caută pe dibuite chibriturile pe o masă și răstoarnă niște sticluțe. M-ai speriat. Iordache aprinde lampa. De Dina scoate masca. Toți și le scot. Iordache, scoate cheia de afară și încuie de grab pe dinăuntru. Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare. Sunt nenorociți. Lasă-i să vie, n-ai grijă, oricum. Avem pe unde scăpa. Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitriol în ochi? Am văzut eu, firește. A strigat odată, na, mizerabile, și paf. Și pe urmă a fugit prin lume. Cum? Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vreau să mă bagi în primejdie. Ce scandal! O să mijlocească proces. Poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea pe-n gazete. Să afli la sigur, Pompon. Sunt compromentată. Mi-ai omorât viitorul, domnule Naie. Bine, soro, vina mea este păcatele mele. Da, firește, vina dumitale. Dacă știi cu ce republicană apilpisită de ploiești ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine? Bine, neică. Nu trebuia să mă încurci pe mine. Stăciți! Ce? Ai! Bine, Virgil. Nu v-am spus eu că ne-a luat urma. Tăciți! S-a oprit aici. Hai! Ei sunt. Tăciți! Să stingem lampa. Scoate cheia din ușă. E lumină! Sunt aici! Deschide! Deschide! Vini șor încet. Deschide! Ce e de făcut? Să ieșim în curte pe fereastra din odăiță. Jim, haide de grabă, e minunat. Să poftească să spargă ușa. Hei, mare politică mi-a dat în cap. Să poftească să spargă. Sunt turbați. Las că-i potolesc. Haide de grabă. Haide. Intră Pampon, Crăcănel și Catindatul în costumurile de la bal, fără măști. Catindatul e plin de pete negre pe tot obrazul. A stins lampa. Cine are închibrit? Catindatul scoate din jiletcă un chibrit de ceară. Îl aprinde. Ah, aici este la bărbier unde mi-a scos măseaua nevinovat. De-aia din aure în par zicea să mai scoată una. Pampon la lumina chibritului. Nu mai încape vorbă, este aici. Aici este bibicul. Am să-l sfârșit! Cu dinții, cu dinții am să-l rup! După ce e caz de traducere dublă, ne mai duce din încurcătură în încurcătură. Își bate joc de noi, cu dinții! Catindatul schimbă chibriturile. Când se stinge unul, aprinde altul. Toată încurcătura devine de la dumneavoastră. De la mine? Da, de la dumneata. Cum de la mine? Să înțelegi. Pentru ce te-ai schimbat costumul? Pentru ce ai luat costumul turcului? Nu mi-ai spus dumneata că e neneam cu un bal? Schimbă chibritul. E! Și apoi? Cum și apoi? Dacă mă prindea neneam cu un bal, mă lua la plăiești, mi-am urat cariera de la percepție. Și cel puțin dacă am fi sigur, sigurisim că e aici? Pentru că dumneata, ca un zevzec ce ești... Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Pentru că dacă nu tachinai, o să întâmpla ce s-a întâmplat. Ce să-ți fac? Nu ți-am spus că nu mă poți stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează, dar nu ca mine. Vezi că e zevzec? Când îți spun eu că e zevzec. Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Are dreptate! Pentru că dumneata te-ai schimbat costumul cu o mască care nu știi măcar ce fel de persoană e. Dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că vorbea de măseli, era bărbier. Eu vă spui că sunt aici. Nu ne-am ținut noi după birja lor? Birja lor nu s-a oprit aici? Nu s-a întors înapoi? N-am oprit noi birjarul ca aghei adusese? Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă? Da. Aici sunt, aici, ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici? Pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici. Aha, ia câte o lampă. Aprinde-o. Sprige! Puuu, ai spart în mine. M-a frit. Vezi? E stins acum de curând. A stins-o adineaur când eram noi la ușă. Ia câte o mască. Aici încă una. Încă una. Trei. Sunt aici. Examinează masca. E scoasă acum după obraz. E caldă. Ia sudată! O miroase tare. Asta e masca de Dini! Îi cunosc mirosul! Să-i căutăm! Aici sunt! Data asta, bibicule, nu mai scap! Trebuie să punem mâna pe el! Trebuie să-mi dea costumul meu! Am să-l sfârșit! Cu dinții am să-l rup! Cu dinții! Eu nu pot să-l rup cu dinții, dar trebuie să-mi dea costumul meu!
Toți caut în toate părțile. Pe sunt mobile pe care le răstoarne, pe după paravan. Dă cu piciorul tare în ușă. Se repede afară în odăiță, urmat de crăcănel și catindatul. Se aude răsturnare de mobile. Iortache, în costum de oraș, intră cu ipistatul și doi sergenți de noapte. Iaca, domnule! Iaca în cehal e prăvălie! Nu-i nimeni! Pe semne a fugit! Scotocesc în odaie! Să nu fugă pe fereastră! Băi de grab! Intră Crăcănel și Pampon. Stați! Puneți-mă la păie! Sergenții înhață cu putere, unul pe Pampon și altul pe Crăcănel. Poliția! Catindatul a scos și el capul pe ușă să intre. Poliția! Și își trage repede capul înapoi. Pentru ce, domnule? Vorbă! Ce căutați noaptea în prăvăliile negustorilor? Căutam o persoană. Da, o persoană. Vorbă! Ce persoană? Pe Bibicu. Pe Bibicu. Vorbă! Cu Bibicu? Ce Bibicu? Care Bibicu, domnule? Mofturi! Aici nu știa de Bibicu. Știe, domnul subcomisar, cine știa de aici? Ia-i, domnul subcomisar, sunt pungaș? Da. Eu pungaș? Noi pungaș? Așa umblă pungaș îmbrăcat. Vorbă! Da, oamenii de treabă așa umblă, pe unde ați intrat? Pe ușe. Da, pe vorbă. Da, pe ușe, dar întreabă dumneata cum a intrat pe ușe. A spart-o, domnule. Eu eram în odăiță dincolo. Am simțit că sparge cineva ușa. De frică să nu mă apuce în casă să mă omoare, am ieșit pe dincolo, pe fereastră, ca să dau de știri la secție. Nu e adevărat, noi am văzut lor. Vorbă. Haide, luați la secție. Domnule subcomisar, îmi pare rău. Hei. No, no, da, brânci, domnule. Vorbă. Hai odată! Da, dar nu scapă Bibicu cu... Nu, da, brânci, domnule! Vorbă! La secție! Sergenții scot în brânci pe Pampon și Crăcănel. Iordache, știi de ce venisem eu? Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei? Na, știi, așa vine vorba. De ce vreau să te rog eu? Am o listă de loterie. Iar? Un franc număr. Mai sunt numai trei numere. Ce? Un portabac cu muzică, are două cântece. Bine, ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot. Aveam și eu un număr. Da, s-a și tras, la anul nou. E? Am câștigat-o eu. Oprisem și eu un număr. Acu' o puiar, voi să mai încerc norocul. Mă rog ție, nu mă refuza. Pune și tu unul, să le completăm odată. Iaca. Mersi, Neică. Ia vezi, nu da drumul negustorilor, ăla până nu venim eu, ori donnaie, să vedem să nu ne fi luat ceva din prăvălie. Orbă! Las pe mine, îi regulez eu. I-am lucrat, să vedem cum are să prinză politica. Eu i-am băgat, el să-i scoață. Eu i-am regulat, el să-i scape. Până una alta să vedem de urâtul de dincolo. Haide, vino. S-a dus? S-a dus. Dacă mă ducea la poliție, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Care nenea Iancu? Nu ți-am spus nenea Iancu, bogasierul din Ploiești? Închipuiește-ți, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Las-o asta, te mai doare obrazul. De ce, de măsea? Aș, am magnetizat. Nu de măsea, de vitrion. Ce vitrion? Care ți l-a aruncat în ochi, la bal. Mi-a aruncat și cu vitrion? Cine mi-a aruncat cu vitrion? Da, ma de... Uite, ești plin de pete. Aș, aia a fost cerneală violentă. Am cunoscut-o după miros, m-a stropit și în gură. Oh. Îi cunosc gustul. Cerneală violentă. Știi, la noi la percepție când pic cerneală pe concept, odată cu limba, o șterg. Dar închipuiește-ți, dumneata, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Cine strică? Dumneata? Ce cauți să te amestești cu vagabonzii, cu zamparagii, cu pungașii? Să spargi ușii și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor? Zicea că să găsim pe Bibicu. Moftă! Bibicu care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Trebuie să găsesc să-mi dea costumul meu. Trebuie să mi-l dea, nu pot să plec fără costumul meu. Stai, domnule, ce poftești dumneata? Costumul? Ce-l găsesc eu? Ce-l dau eu mâine, poi mâine? Îți dau eu garanție să mă apuci pe mine, na, ce mai vrei? Trebuie acum. Cu costumul ăsta de turc nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Nene Iancu m-a căutat la bal. O să mă caute, o să mă aștept de acasă. Cum să dau eu ochi cu nene Iancu așa, turc?
Mai ala ploiește, îmi zdrobește cariera de la percepție. Aș vorbă. Și nu-mi poți lua înapoi hainele nemțești? Nu mă poți duce mâine dimineața la cantile? O să lipsești, o zi, ce lucru mare. Tu zici că nu primești leafă. Mă destituie, nu se poate să lipsesc. Ascultă-mă pe mine, măi omule. Hai mai întâi să tragem clopoțelul la ospițărie. Trebuie să scurăți obrazul. Nu se poate să te duci în lume așa pârlit. E rău de tot? E șuruit, numai în alb ochilor n-ai. Îi închisesem de frica lui nene Iancu, are palmă grea. Vino de grabă cu mine. Cunosc eu ospițări care scoate cerneala cum scoatem noi măselele. Odată. Aolea. Vino de grabă, nu mai sta, poate te așteaptă nenea Iancu. Suflă în lampă. Uf. Întuneric. Haide, dar fă-ți idee, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Mița singură, în costumul de la bal, intră pe dibuite. Am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit ori nu l-am nemerit? Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o cremenală. Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în fric. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Nae? Trebuie să vie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când o intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mie drumul. Să poftească pe urmă domnul Pampon acasă în costum de bar. Să mă judec eu. Auzi mișcând? E cineva? S-a prins o lampă. Merge pe dibuite la masa cu lămpile. Desigur e cineva? Detina a găsit chibriturile. Și aprinde lampa. Așa. Oh, o femeie, doamna de verde. Sfârșit! O femeie, e republicană. V-ați speriat, pardon, mă recomandă Mița Baston. Mersi, și eu, Didina Mazu. Ce cauți aici, madamo? Dar dumneata, ce cauți aici, madamo? Eu sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. La amantul dumitare? Amantul dumitare a fost, era, este amantul meu. Dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una din noi două trebuie să moară. Să vedem care. Poftim! Nai apare și rămâne o clipă încremenit. Să nu da asta o glis, că sunt cu tirie! Repezindu-se între cele două femei, le desplestează. Didina, căzând de andaratele pe un scaun, leșină. Mița leșină și ea. Asta e curat ca la norma. Acu-i, acu! Vine Pampon! Vine Crăcănel! Pampon? Da, Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție unde erau închiși. Am pus la cale toate. Drept mulțumire, Pampon, Crăcănel și Ipistatul vin aici acum să facă cinste. S-a dus să cumpere vin și bezeluri. Nu mai e vreme de mofturi. Vrei să te lase Pampon? Ba nu! Vrei să-l lași pe Crăcănel? L-aș lăsa pe magafaua pentru tine. Dar nu pot, trebuie mai întâi să-mi fac o carieră. Fă-ți-o! Am fost să intru la telegram. Electrică ploieșteangă și... Nu m-a primit. Pentru ce? Zice că n-am încă vârstă. Vezi? Apoi nu e mai bun Crăcănel că nu mai întreabă de vârstă? Haide, haide, fiți fete cu minte, că pe urmă mă supăr pe amândouă. Dar Crăcănel a aflat mangafaua, știe tot. N-a aflat nimic, nu știe nimic. A aflat de la Pampon? Nimic. Și Pampon știe bine. Apoi dacă n-ascultați, trebuie să vă spun cum i-am liniștit ca să știți și voi ce să spuneți, cum să o potriviți. Haide să nu dea peste noi aici. Da. Bine, sunt la colț. La colț? Haide să punem o dată la cale încheierea comediei. De azi dimineață. De azi dimineață asta merge într-un așa. Ce goană, ce goană turbată. Doamne, doamne, îi sprăvești toată istoria asta. Sunt 3 după 12 și mă leșim de somn de-am picioarele. Pampon și Crăcănel intră cu butelci, pachete de mezeluri și franzele la subțioare. Aha! Domnule Iordache! Domnule, ai văzut că nu suntem fungași? Stăpânul dumitare, domnai, în persoană ne-a scos de la secție. Da, domne Crăcănel. Nu mă cheamă Crăcănel, mă cheamă Mache Razachescu. Foarte ură din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru Bibicu, nu pentru ce credeai dumneata. Nu avem de un astfel caracterul. Măcar dumneata să fie ala. Să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale. Eu n-am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț. Sunt particular. Știu, dar zic ai, să găsești 3 oameni necunoscuți. Așa-i, bine zici, 3? Ce s-a făcut urâtul ăla, micu? Pârlitul. Fratele lui Nereian cu Bogaselu. Pe el pentru ce nu l-au luat la
secție. Pe zemne a fugit ca un laș. Ia ca mie, nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Dacă ai câștigat portapacul cu muzică. A spus și dumneavoastră la loterie Pistatului? Mai era două numere. Unul l-am pus eu și unul amicul. S-a completat. A murit Francu. Domnul Naie, unde este? Mi se pare că e dincolo, Nodaie. Să vedem. Sunt aici, te așteaptă. Așa e că a prins bine politica mea? Femeile s-a dus? Da, dar o să se întoarcă numai decât am regulat bine chestia. Cum? Hai să vezi. Treci la pod în față și așteaptă-le. Hei, salutare, Neică! Salutare și frăție! Mersi, Neică! Ești un bărbat drept să-ți spui, nu că ești frizier, dar ești galant. Da, foarte galant. Ne-ai făcut și mie și prietenului mare bunătate. Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru noi. N-aveți de ce, îmi pare rău. Datoria se întâmplase la mine în casă. Hai, dar de nu ce-i drept, e drept, Neică. Ai făcut mult pentru noi. Și care va să zică Bibicul erai dumneata, ai? Bată-te să te bată. Vezi bine. Și Mangafaua nu era eu. Aș, Mangafaua era unchiul fetei, Epitrop. Bată-te să te bată. Și închipuiește-ți, Neică, Năică. Dacă te întâlneam azi dimineață când am venit întâi aici, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia de a înfășura borcanelele cu pomadă care le-a cumpărat de aici, de Dina, în ale două bilete și ne lămureau, frate. Dar eu prost. Să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Biata Didina. Auzi, neata, și eu gândeam că e biletul Miții. S-a tras lotul. Acum l-am tras. Cine? Știu cine l-a câștigat. Iar eu, domnule, echipuiește-ți noroc. A murit Franco. Păcat. Rău îmi pare. Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birjă. Da. Două dame. Vin două dame. Două dame? Ce să caute la mine două dame? Două dame? Oh. Nu cumva. A, domnule Iancule, în sfârșit! Didina! Mița! Nu te ascunde, bibiloiule! Gândeai că nu o să te prinzi, ai? De când te pas gândești? Aici la Ploiești, ai? În costum de bal, ai? De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi? Îți spui eu acasă ce-a fost. Mițo, Mițo, îți spui acasă. Niciun cuvânt mai mult. Haide acasă! Frate, a fost o încurcătură, înțelegi? Da, o încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Ei, tare carnavalului! Să-mi dați voie cu conițelor să vă explic eu încurcătura pe larg, la masă. La masă? Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să îmbucăm ceva aici la noi. Dincolo e cald. Masa a pus așteaptă, crezi că n-o să capăt un refuz. Mersi, monsieur, de invitație. Mițo, să mă vezi cu ghete de brunel cu bizeț pe catafalc. Frizer, frizer, dar nu știi ce băia, galandie. Dacă mă iubești. M-a curățat spitelul. Cine e ăsta? Lasă că-ți pui eu. Ăsta i-a dat o nebună la bal cu o sticluță cu doftorii în ochi. Și nu l-a ars? Aș, era un fel de cerneală violentă. Le-a scos toate? Toate, uite-te, îți dau un franc pe una. M-a șelat spițerul, mai bine. Mâine seara la 5. Bine. Nu bine, negreșit. Nu se mai cunoaște deloc. Dar deloc? Închipuiește-ți să m-a fi văzut neneam cu un halul ăla. Ați șoptit? Ce ți-a șoptit? Ce i-ai șoptit? Ești nebună, iar începi. Așteaptă-mă mâine. La 8 seara. Da. Ha, ha, ia ca una a rămas în ceapătă. Adu Franc. Lasă-o aia. Aia e de la noi, de la percepție. Știi, am obicei, după ce scriu, șterg condeiul. Îl dau pe-n părere. Dacă poftiți, masa e gata. Masă? Care v-a să zic că ne încurcăm iar? Nu cere nică. Haide la masă. Haide, haide. Toți au pornit spre o dăiță. Didina cu pampon, Mița cu crăcănel, Naie cu catindatul, Iordache cu ipistatul. Ce? 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 Iar m-a apucat de rău, rău de tot. Știți, o scot, scoate-o. Lasă că știu eu lea cu ei. Eu îi sunt popa, de la Matei Citire. Ia o pereche de foarfeci mari și vine cu ele încruntat, plânțănindu-le ca la tuns. Șezi! Mersi, Nei, că mi-a trecut. Ați ascultat Dale Carnavalului de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Nae Girimea, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Iancu Pampon, Alexandru Ionescu Ghibericon,
artist emerit. Machie Răzăchescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Un catindat de la percepție, Radu Beligan, artist al poporului. Iordache, Marcel Anghelescu, artist al poporului. Un ipistat, Ionescu Horațiu. Didina Mazu, Cela Dima, artistă emerită. Mița Baston, Carmen Stănescu, artistă emerită. Un chelner, Puiu Mirea. Un sergent de noapte, George Franga. Comentatorul, Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.